În satul Săcuieni, din comuna Dâmbovițeană Gura Ogniței, se află Biserica Nașterea Domnului, monument istoric, dar care este într-o stare avansată de degradare. Edilul Gheorghe Diaconu a făcut demersuri în acest sens și, drept urmare, zilele trecute a primit o veste îmbucurătoare. Cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, primăria Gura Ogniței beneficiază de fonduri în valoare de 1 miliard lei vechi pentru execuția lucrărilor de consolidare-restaurare la această biserică și totodată de suma de 15 milioane lei pentru asistență tehnică prin Programul Național de Restaurare 2012, finanțat din fonduri alocate Ministerului Culturii și Patrimoniului Național de la bugetul de stat și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului. O biserică care trebuie reabilitată, pentru care văd că de la, cu sprijinul Consiliului Județean, care văd că am și primit o științare că ne-a dat 1 miliard de lei vechi și 150 de milioane pentru acte care să fie mergătoare la treaba asta, să o recondiționeze, să o reabiliteze. Este monument. E monument istoric, e una dintre cele mai vechi biserici din județul nostru. Satul Săcuieni păstrează o biserică veche, de zid, cu hramul Nașterea Domnului Iisus Hristos. Acest lăcaș de cult a fost ridicat de marele postelnic Neagoie Săcuianu, fost mare dregător în scaunul domnesc de la Târgoviște între anii 1654-1657. Neagoie, alături de ceilalți ctitori, sunt pictați în frescă pe peretele vestic al bisericii. În clipa zidirii bisericii, aceasta a avut decât o singură turlă și aceasta de zid, care s-a dărâmat în anul 1721 ca urmare a unui cutremur. Bisericii s-a refăcut atunci turla, de această dată din lemn, iar în anul 1876 aceasta a fost tencuită. O mare bucurie a fost scoaterea la lumină a pictuii originale de pe pereții interior ai bisericii din Săcuieni. Biserica, declarată monument istoric, a fost încadrată într-un amplu proces de restaurare. Documentele legate de acest sfânt lăcaș de rugăciune nu prea există. În dosarele de la arhivele statului s-au găsit doar două documente cu referire directă la mănăstirea Săcuieni. Unul este datat la data de 25 august 1624, iar cel de-al doilea este datat la data de 11 ianuarie 1631. Ce din urmă vorbește despre bălțile mănăstirii Săcuieni și despre alte proprietăți ale acestea. Arhitectura bisericii din Săcuieni este caracteristică epocii domnitorului Matei Basarab, fiind inspirată din stilul și proiectul Bisericii Sfinții Împărați din municipiul Târgoviște, care a fost zidită mai înaintea acestea în anul 1650. Planul bisericii din Săcuieni este dreptunghiular, cu apsida decroșată, cu contraforturi, fațade decorate cu un brâu median, registrul inferior cu arcade geminate și registrul superior modificat. De asemenea, lăcașul mai prezintă boltiri și turle de dată recentă. O arhitectură deosebită se observă la apside laterale ale pronaosului și la contraforturile de pe colțuri, lângă apside. Pictura murală interioară în frescă este de o deosebită valoare, fiind realizată în anul 1667 de către zugravii Mihail Monahul și Ianache. Pictura din Săcuieni impresionează în primul rând prin monumentalitate, prin metoda organizării compozițiilor și prin selecția culorilor. Printre scenele cele mai cunoscute aici se mai află și unele scene mai rare, precum Deisis, rugăciunea în varianta regală întâlnită și la biserica din Pătrăuți.